Pițurcă nu-l mai cheamă pe Mutu. Selecționerul României a dat refuz lui Adi Mutu în conferința de presă dinaintea amicalului cu Argentina. Întrebat de ce jucătorul Petrolului nu a fost chemat, Victor Pițurcă a spus că nu poate apela la un fotbalist care a contestat metodele de antrenament. Anul trecut, Mutu declara că metodele de pregătire ale acestuia sunt învechite. Vorbele fotbalistului au ajuns la urechile antrenorului României, care l-a ținut minte, iar acum a declarat că nu-l mai selecționează. După meciul cu Oțelul, Mutu a avut un ton temperat, spunând că el vrea să joace cât mai bine, iar mai departe este treaba selecționerului. Din cauza acestui conflict, Mutu nu mai poate spera deocamdată la tricoul echipei naționale. O poate face doar dacă noul președinte al Federației Române de Fotbal va dori alt antrenor pe banca tehnică a României. Până atunci, Mutu își dorește să marcheze primul gol în tricoul Petrolului. O poate face etapa următoare la Piatra Neamț sau la următorul meci de pe teren propriu. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat desfășurarea etapei a 23-a a Ligii 1, iar Petrolul o va înfrunta pe Astra duminică 16 martie de la ora 20:30 pe stadionul Ilie Oană.